Rusia a respins propunerea președintelui turc Recep Erdogan, care și-a oferit ajutorul pentru încheierea războiului în Ucraina. Discuțiile s-au desfășurat miercuri în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, organizat în Kazahstan. Potrivit agenției ruse de știri TASS, când a fost întrebat de un jurnalist dacă Erdogan și-ar putea asuma rolul unui mediator al războiului din Ucraina, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că nu este posibil. Agenția rusă de stat nu a explicat din ce cauză Kremlinul s-a opus inițiativei lui Erdogan. Erdogan s-a oferit anterior să găzduiască negocierile de pace dintre Kiev și Moscova la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina. Rundele finale ale discuțiilor de pace desfășurate în Antalya au eșuat. Turcia este membră a NATO, alianța militară occidentală condusă de SUA. Spre deosebire de alți lideri ai alianței care au impus sancțiuni guvernului Putin, pe parcursul războiului, Erdogan a încercat să mențină relații bune atât cu Rusia cât și cu Ucraina. Turcia a jucat un rol cheie în implementarea unui acord privind garantarea transportului în siguranță a cerealelor din porturile ucrainene.